Am vorbit pe rând, ai văzut, da? Da. Avem grijă. Acum am început, că după aia... Și eu trebuie să fac așa. Da, da, da. Ce nu ați mâncat niciodată? Carne. Dar nu ar mânca niciodată. Nu ar mânca niciodată, dar mai... Așa. Mamă, ce n-aș mânca niciodată? Aș mânca de toate. Ce vreți să vă faceți când veți fi mari? Bunică. Bunică. Oh, mișto. Ce drăguț. Și tu? Ceva superficial azi. Eu tinerică. Tinerică frumoasă. Bine ați venit. Bine te-am găsit. Bine te-am găsit. Da. Am vorbit pe rând, ai văzut, da? Da. Avem grijă. Acum am început, că după aia... Și eu trebuie să fac așa. Da, da, da. Cât de fabuloasă este viața voastră? Fabuloasă, normală. Vezi, am văzut una peste alta. Da, vezi că a început cu întrebările grele. Adică... Nu e nimic. Asta nu trebuia la final? Nu, nu, nu. Nu. Deci? Băi, este fabuloasă. Ne-am făcut-o noi fabuloasă pentru că am ales să facem ceea ce ne place, să lucrăm în domeniul ăsta numit fashion. Uh-huh. Să plecăm mult în afară, ceea ce ne-am dorit de mici, să călătorim foarte mult și să călătorim cu un scop, în acela de a ne... de a evolua și de a crește brandul ăsta al nostru. Acum știi cum e, fiecare ce înțelege prin fabulos, că până la așa. Urmă, nu știu, pentru unii, nu știu, înseamnă poveste, bazm, nu știu, pentru unii pur și simplu o chestie comună, că automat în momentul în care folosești un cuvânt foarte mult și un termen foarte mult, îl iei o chestie ca pe ceva normal. Uh-huh. Și atunci cumva viața noastră este cum e și viața ta, cum e și viața altora, facem ce ne place, muncim mult, încercăm să facem totul din ce în ce mai bine. Dacă asta înseamnă să fie fabuloasă, atunci da, e fabuloasă, da? E clar că e o chestie de percepție până la urmă. Da, de cât timp sunteți fabuloase? De la 23 de ani. Nu știu, eu sunt de mică. Da, împreună de la 23 de ani. De când v-ați născut? Da, cred. Păi da. Așa, așa da. Păi altfel n-am fi făcut. Cumva la Diana eu înțeleg, adică... La mine nu prea înțeleg, nu, stai, la mine se leagă lucrurile. Stai să vezi, la Diana vine deja, adică e cunoscută treaba. Mama este designer, cumva a crescut da, cu știi astea. Că și mama spune, eu nu înțeleg, măi mamă, tu cu cine semeni? De unde ți-a venit? Dar la tine chiar, de unde a venit treaba? Nu știu, am fost tot timpul pasionată, știi? Adică e clar că trebuie să fie de undeva. E bine când eram mică, așa, fiind într-un oraș foarte mic, îți dai seama cam cum mă îmbrăcam și cum adică era. Adică ce oraș? De lângă Bacău, din Moinești sunt. Dar care pe care a tras după ea? Băi, ne-am tras una pe alta, când una n-a mai putut, a tras cealaltă și mereu ne-am sprijinit reciproc. Și ne-am și ambiționat, dar gândește că totul a venit natural, adică am început cu agenție de PR, ne-am înțeles foarte bine și am colaborat foarte bine. Cumva aia... ideile au venit în același timp, mereu am avut aceleași idei în același timp, am avut aceleași porniri de fiecare dată și n-a fost niciuna contra celelalte. Da, și plus că n-a fost o prietenie la noi, pe gen două prietene bune, s-au gândit să-și facă un blog și așa. Noi nu ne cunoșteam, ne-am cunoscut pentru o tipă, pentru o prietenă comună, prietenă mai bună cu Diana, cunoștință de-a mea. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut la modul de business și am început să colaborăm și ne-am dat seama că ne înțelegem. Și cam așa am început, cred că primul an, jumătate, doi, adică eram prietene la modul de cafea, ne întâlneam, vorbeam de planuri, de chestii, dar ea avea viața ei, eu aveam cumva viața mea. După care plecând și începând, așa s-au unit și s-au legat. Uh-huh. Dar cred că ăsta a fost norocul nostru cumva. Cine a ultima decizie? Mai nu știu, cred că o să te dezamăgim la chestia asta, că nu se întâmplă așa, adică eu... Bine, la noi funcționează diferit, total atipic toată colaborarea noastră. Nu cred că ne-am impus vreodată, adică tot timpul trebuie să fim amândouă de acord ca să facem ceva. Corect. Nu există, băi, mă impun să... Și nu prea facem compromisul, adică dacă ea zice nu, eu nu zic niciodată da și facem ca mine. Niciun caz, mereu găsim calea de mijloc, găsim argumentele potrivite. Dacă într-adevăr nu reușesc să o convinc că trebuie să fac ca mine, renunțăm. E foarte înțeleaptă. Altfel, două gageci cum ar fi rezistat aproape 8 ani, 9 ani de zile împreună. Dar adică... v-ați și certat puternic? Doamne, dar asta e activitatea noastră preferată. Numai când ne mai certăm. Seara la prânz și... E ca într-un cuplu, deci fix dacă tu te cerci cu George, cam așa este. Corect, corect. Trebuie să existe și ceartă. E cu pasiune. Prieten. Exact, genul. Da, mi se pare normal. Te gândeai e o relație sănătoasă în care sunt momente în care suntem mai pasionale, momente în care suntem mai liniște, momente în care ne vorbim mai puțin, momente în care ne întâlnim mai puțin, să zic așa, în plan personal. Dar asta e benefic pentru amândouă. Da, 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 corect, corect. Time out, așa v-ați dat? Nu cred. Nu avem cum. Și mi se face dor de asta. Nu prea îi se face dor de mine, dar mi se face un dor de...
Mamă, se victimizează. E foarte fain când ne certăm, apropo de certuri, că după aia ne dăm seama că trebuie să-i scriu, să o întreb nu știu ce, sau am văzut nu știu ce. Și reacționăm, adică ne dăm chestiile alea și vorbim și reacționăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimica, dar da. E foarte amuzant. Adică da, relația super specială. Da, este că se și șterge. Te gândești că de multe ori știi, ok, vorbești cu un om, dar încă păstrezi ranchiuna. La noi nu mai există treaba asta. Băi, ne-am certat acum 5 minute, trebuie să vorbim business sau whatever, am văzut o pereche de pantofi de astea superficiale de femei. Da. Și zic, ah, fetiță, uite cum se întâmplă. Și da, ce mișto, hai să luăm. Și gata. Da, și ca și da, când nimic s-a reșit. Băi, da, chiar se șterge tot de la zero. Și da, asta da. Cred că a contat e foarte mult. Foarte fain când sunt persoane de față când ne certăm. Adică, pentru că suntem super amuzante și persoana care e de față râde, știi, și se amuză de chestia asta și noi suntem, băi, pe bune, adică tu râzi, noi chiar adică ne certăm, noi, adică e serioasă treaba. Da. Și mai sunt momentele în care ne certăm și lumea fuge. Da, și pe urmă nu înțelege nimeni, băi, da, acum 20 de minute v-ați de păr aproape, cum de sunteți așa drăguță una cu alta acum? Să clădești împreună cam ceva așa, da. Și să da. Fie o prietenie adevărată. Vi se ia vreodată de haine? Doamne, eram în dimineața asta și venit în maieu și în strampi. Adică să fiți așa o săptămână, nu știu, numai în blugi și în tricou sau numai... Sunt multe săptămâni în care dacă nu avem de tras foarte mult și avem doar întâlniri, da, se întâmplă să ne îmbrăcăm foarte lejer. Mi se ia și nouă. Auzi, mi-aduc aminte. Stai, mă. Pentru că eu nu mă suport în blugi și tricou. Eu vorbeam de mine acum. Fii atentă, ții minte, Diana. Tricou, că tot îți pui două brățări și trei prostii. Da, fii atentă. Ți-aduce aminte, am lucrat la un, la un proiect acum niște ani, de ne-am întâlnit undeva și era frig afară. Ți-aduce aminte? Și noi am venit... Fii atentă, noi am venit foarte... casual, așa, gen blugi și Adidas și nu știu ce. Și a venit a noastră într-o fustă scurtă așa, cu picioarele goale, cu niște cizme. Hai mă, Diana, îmi ți-aduce aminte? Aveam cizme înalte? Aveam. Nu, nu tu, ea. Ah, ea era aproape goală. A, dacă avea cizme era ok. A, da? Era aproape îmbrăcată. Ce aveam? Erai... goală? Hei, nu erai... bă, nu. Aveai o fustă scurtă. Da. Păi nu știi că era Iana și mergeam în sandale. Dar la băuceai. Că e zi. Da, da. Cum e la shooting-uri? Că voi filmați că e cald, că e rece, că ninge, că plouă. E pilot automat. E pilot automat și e greu pentru că, cum spuneam mai devreme, am îmbătrânit și nu mai facem față. Alte dăți făceam 2-3 shoot-uri pe zi, acum facem unul. Eu consider chiar mai bine decât alte dăți, că ne acordă mai multă atenție. Da. Dar nu mai putem, nu ne mai țin motoarele ca altă dată, când aveam 23-25 și mergeau altfel lucrurile. E greuț. Mamă, dar nu ce ți-ai așa că am îmbătrânit? Băi, e greu. E greu când le faci pe toate, că până la urmă trebuie să ne asumăm faptul că vrem noi să controlăm tot. Chiar dacă avem oameni care colaborăm, avem echipă, suntem obsedate să facem noi tot, să verificăm asistentul, fotograful, make-up artist, toată lumea, noi trebuie să dăm cu bifa. Ați și... avut vreodată, de exemplu, n-a ieșit un shooting? Da. Adică care a fost și foarte greu? Nu, care a fost foarte greu, dar oricum. Un shooting a trebuit reluat? Da, da. Sunt dar momente... nu că n-a ieșit. Nu am fost nemulțumită de ce a ieșit și am zis nu, mai facem o dată. Sunt momente în care te trezești dimineața și simți că nu ai chef să faci absolut nimic, că vrei doar să stai să-ți rezolvi treaba de laptop. Sau ești un nebun și vrei un make-up care să fie altceva și iese super. Și alaltă care nu-i zice, nu, fetiță, s-ar putea să fie un eșec. Nu. Că, uite, crezi, că ne... apropo de lucrurile ne susținem, știi? Hai să facem altceva. Altceva ăsta trebuie gândit foarte bine, că s-ar putea să iasă fiasco. Blogosfera din România? Cum e? Acum, adică, e mare? Nici nu știu acum, nici nu știu, vorbim de blogosferă, de vi-blogosferă, de ce se întâmplă. Cum vi se pare că este acum? Pentru că voi ați început destul de devreme, că nu erau atâtea bloguri, evident. Mă, la nivel internațional sunt foarte multe bloguri și apar foarte multe bloguri. Ideea este că, într-adevăr, acum se merge foarte mult și pe social media și rețelele sociale sunt super puternice și se postează, apropo tot de afară, din ce în ce mai puțin pe blog și foarte mult pe social media, adică dacă o să faci o analiză a unui cont de social media și a unui blog a aceleiași persoane, o să vezi că social media are de 10 ori mai mult content decât blogul. Asta în afară, că în România încă se pune accent foarte mult pe blog și pe postări de pe blog, video pe blog, poze integrate pe blog. Ce vreau să mai zic este că cumva nu e calitatea care e la noi. Adică noi chiar punem accent și shooting-urile noastre chiar sunt de super calitate. Afară e un pic mai easy breezy, street style, foarte nu neapărat, dar la modul sunt postate 2-3 poze, adică detaliile sunt mai
mai mult pe Instagram, de exemplu, la poze, pentru că sunt editate mai cu grijă, mai cu filtre, așa, decât pe blog. Pe când în România am observat că lumea se străduiește încă să facă, să lucreze la contentul de blog, prin comparație cu contentul de social media. Acolo sunteți și voi? Adică e mai bine așa? Măi, noi le facem pe amândouă, adică la noi funcționează amândouă. Avem pe afară, pe exterior, avem multe colaborări pe social media, iar în România avem multe colaborări pe blog. A, deci piața e diferită. Noi avem un echilibru destul de ok în momentul de față. Da. Urmăriți din România? Sunteți atente și ce se întâmplă aici? Sau? Băi, ne urmărim la modul că e normal să urmărim, adică ar fi culmea să nu ne uităm în dreapta și în stânga, pentru că e bine să știi ce se întâmplă în jurul tău, ca să poți să simți cumva ce se întâmplă la nivel, că îți dai seama de niște trenduri, de niște influențe, de niște... Normal că urmărim, ar fi culmea să nu urmărim, e ca și cum am fi designer și ne-am uitat afară, normal că te uiți ce se întâmplă jur, pentru că e o aliniere cumva și vrei cumva să fii oricum mai sus decât cei de lângă tine și cumva să faci mai bine, mai mult, mai altfel și să fii, pentru că altfel nu s-ar face diferența de calitate și de conținut și așa mai departe. Da. Deci e clar că urmărim și ne uităm. Și de afară? De afară, în primul rând, cumva noi am început în afară când am fost prima dată la Paris la Fashion Week și eram total necunoscătoare, eram la început. Atunci am înțeles ce înseamnă industria asta și atunci început să nebunia cu fashion blogging-ul. Și evident că inspirația noastră au fost cei de afară și oamenii din jurul nostru de la acel moment. Gândește-te că noi am văzut că în toată evoluția asta și tot ce s-a întâmplat în industrie, adică de la oameni care nu erau fotografiați niciodată, care nu existau, la oameni care au ajuns extrem, aceiași de oameni exemplu, care acum sunt... ce zice Alina, Chiara Ferrani. Chiara Ferrani, în momentul în care noi am început acum, nu știu, 6 ani, 5 ani la Fashion Week, nu au băgat absolut nimeni în seamă și ne făcea, venea și făcea poze cu noi ca să fie pozată în momentul ăla. Chiara Ferrani, din acel moment, într-un an jumate a avut un mega boom. Asta pentru că funcționează diferit lucrurile în afară. Există investitori, există un alt ritm. Corect. Și a avut o echipă foarte bună. A avut o echipă foarte bună. La fel Cristina Bazan, că tot vorbim din afară. La fel, la un moment dat, eram la New York Fashion Week, noi aveam invitații, nu știu, al doilea rând. Eu știu de Cristina Bazan, ca să-ți dai seama, noi am avut design-ul acela, absolutelyfabulous.ro. Și aveam la un moment dat 5 blogeri în fiecare număr, care povesteau ei acolo despre... Stilul și luam despre, de pe lookbook, pentru că lookbook-ul era foarte în vogă atunci. Da, apropo da, de da. Cum s-a început. S-a da. Început cu lookbook-ul, cu lookbook, da. S-a dus de la lookbook la blog și de la blog în Instagram așa. Lookbook-ul acum este extrem de low și nu prea mai există, adică lumea nu prea bagă în seamă. Cristina Bazan a avut un interviu la noi în revistă atunci. Noi știm de mult și cu Cristina suntem ok, adică ea e o tipă foarte ok și drăguță și chiar dacă a ajuns sus, ea e foarte simpatică cu toată lumea. Iar la New York îți povestea da, ce voiam să zic este că ea era în standing la un moment dat, acum vreo 3 ani jumate, iar după 6 luni de zile, femeia era primul rând la orice show îți puteai imagina, era pe copertele revistelor. A funcționat total diferit față de cum funcționează la noi toată industria asta, dai seama. Deci asta pentru că ce? S-a investit în ea? Da. A avut o echipă, nu știm exact care e. A avut o echipă clar, dar vezi că există și o șansă undeva. Să fii undeva la momentul potrivit, să te vadă cineva, să te... Cumva, nu știm la baza în care a fost, la chiar a ști mai mult traseul și cam cum a lucrat echipa și banii și... Dar la Cristina a fost așa, la modul că automat s-a mutat în LA, pentru că acolo sunt bănuții, piața și industria care poate să te ridice. Dar așa a fost așa, o chestie foarte... Și voi de ce n-ați ridicat, ca să zic așa, nivelul? Adică de ce n-ați plecat afară? Mai mult. Și sunteți și voi afară. Dar toată lumea ne întreabă treaba asta. Dar trebuia să ne stabilim afară ca să... Și noi am zis că eu... Ba da, ba da, toată lumea ne spune ok, vrem să colaborăm, sunt agenții, sunt 3 agenții mari de impresaria din lumea asta care s-au oferit și au avut discuții cu noi să facem lucruri. Condiția era să ne mutăm într-o capitală cunoscută, pentru că în Est nu este interes, nu există proiecte pe Est, păi există foarte greu. Gândește-te că noi avem proiecte cu branduri mari din afară care nu au piață în Est. Facem lucruri doar pentru că le place de noi și că sunt mulțumiți de calitatea pe care o oferim. Și repet, păi, ce vă ține aici? Ce? N-am făcut-o, pur și simplu n-am avut drive-ul ăsta. Și nu se pare că pierdeți în tren? Mai este un pic cam târziu, este un pic cam târziu, pentru că alt drive ai fi avut la 25 de ani, ai fi riscat altfel lucrurile.
Acum, până la urmă, avem amândouă familie aici, avem un ritm, ne este bine și în țara noastră, că de aia nici n-am plecat. Ne-a fost bine și ne este bine și exact. Simțim că evoluăm. A fost un pic mai comod, adică e destul de greu să te mulți la, și te bați, adică lupta acolo este mult mai mare. Uh-huh. Adică poate dacă ne-am fi mutat la Londra, ar fi fost, nu știu, am fi avut o piață mai bună, am fi reușit, eram două, eram da, cu, da, eram este fix despre ce spui tu, dacă ești dar la locul bagi, potrivit, da, în momentul corect, potrivit, piața adică, nu ți se pare mare. Nu ți se pare, dar totuși e o nebunie acolo. Ne-a fost frică de chestia asta, ca okay. să fiu sincer. Mm-hmm. Adică n-am avut niciodată, niciuna drive-ul ăla la modul, zicem, gata, mă, riscăm tot, ne ducem, mm-hmm. ne dăm toți banii pe chirie, pe nu știu ce și încercăm da. Acolo. A fost mai comod așa, pentru că am și avut proiecte aici și a funcționat, plus că ne-am dorit foarte mult să creștem piața de aici. Noi chiar am crezut în piața de aici și ne-am gândit că, bă, suntem un exemplu bun pentru atâția oameni. Și asta e că se poate, că tot timpul am spus asta, că se poate și la noi, că România e ok, că e deschisă. Ok, că am avut dezamăgiri, uh-huh. că piața nu e atât de receptivă și că sunt reviste ca El Rusia și reviste din, nu știu, care ne publică pe noi și care nu publică bloggerii în general și am avut proiecte cu ei. Și că la noi poate nu se întâmplă lucrurile astea la fel de deschis. Da. Asta e o chestie ciudată, pentru că ești dezamăgit la modul că în România și afară sunt prietenii. Că e clar că e prietenie, pentru că uh-huh. e altceva. Eu să mă duc în Milano și să-mi doresc ceva să fac de acolo, când bloggerii de acolo se întâlnesc direct cu PR-ul, sunt prieteni, ies la cafele, ies da, la dar sucuri de, și așa. Da, e o piață strânsă. Există și acolo prietenii, sunt convinsă, dar chiar și așa lucrurile se fac la alt nivel. Oamenii toți au o echipă în spate, un singur blogger. Că există o etică, PR. Știi, care la noi se uită undeva pe drum. Există clar prietenie, există toate aceste simpatizări, da. Evident, și lumea și lor. Și antipatie automat. Însă, că, ei reprezentând, de exemplu, agenția reprezintă un brand, ei își fac datoria. E numai, ok, se lucrează despre și cu XYZ, că sunt prietenii lor, dar sunt obligați să lucreze și cu alți influenceri. Pentru că la final trebuie să predea o listă finală. Pe la noi lucrurile de... sunt un pic prea pe față. Da. Există două, cum să le spun, două tabere? Băi, nu cred că există. Noi n-am fost niciodată nicio tabără. Dacă ai observat, nu poți să zici că vorbești de noi și ne legi de cineva anume. Pentru că am vrut tot timpul să fim out of. Așa neutre. E, sunteți destul de neutre. Da, da, da. Și nu ne-a plăcut nici cu aia, nici cu aia. N-am vrut să ajungem undeva prin prietenii, prin oameni cu influență, prin... Nu ne-a plăcut să depindem de nimeni. Nu am vrut lucrul ăsta. Cel mult una de alta. Și, ok, ne-am avut una pe alta, dar nu ne-am împrietenit cu nimeni. Nu suntem genovai, cunoaștem pe cineva și repede, hai să scoatem, hai să ieșim. N-am făcut, uite-te și cu tine, adică te-am scos vreodată, ți-am făcut, am făcut chestii. E, nu mă glumesc. Nu, dar n-am făcut, nu suntem genul, adică... Mă rog, asta poate fi un lucru bun, poate fi un lucru rău. Depinde cum o percep. Cum o percep. Noi am perceput-o ca pe genul, băi, noi suntem așa, avem calitate, dacă vrea cineva la noi, e ok. Este, cum spuneai mai devreme, pot exista și prietenii la nivelul ăsta, dar să și lucrezi și să fii și prieten. Nu spune nimeni nu și nu e interzis. Adică, până la urmă, despre asta. Adică sunt prieteni, de exemplu, lucrăm cu mai multe agenții mari din Milano și așa. În momentul în care se schimbă oamenii, într-adevăr se întâmplă și la noi un declic. Uh-huh. Adică un sezon nu colaborăm cu agenția până cunoaștem persoana care e înlocuită, pentru că e normal, îți creezi o relație cu noi ca și la noi. Și este foarte greu să te reintroduci ca fiind din Europa de Est. Chiar dacă cel dinainte ți-a pus o vorbă bună, a lăsat o prezentare despre tine, se știe că ai un background, de exemplu cu Alberta Ferretti, am colaborat mulți ani de zile, a fost foarte greu sezonul acesta să reintrăm în circuit, deși noi aveam un background, pentru că Europa de Est. Deci când zici Europa de Est, e un brand mark foarte... Adică nu e, adică nu vreau să fiu rea, dar chiar avem o... Avem o problemă, Când am încercat să PR-izăm țara noastră, există o percepție generală... Suntem în fiecare an, invitate la un eveniment, de un brand, la evenimente di Saronno. În fine, nu știu dacă am voie să zic. Ei ne cheamă tot timpul. Ne-au chemat. Am avut eveniment cu ei în Florența, la care au fost, nu știu, 7 influenceri, de care 2 am fost noi. Și am plecat cu ei de multe ori. Anul acesta, pentru că s-a schimbat echipa de PR și așa, noi am fost trecute pe listă din Ucraina. Oh. Pentru că a fost mai simplu. Nu au putut să argumenteze prezența noastră la eveniment. Asta e interesant. Adică, și ok, deci Ucraina e mai bine decât noi. Decât România, Ca percepție, că nu chiar dacă aveam background, chiar dacă aveam proiecte, chiar dacă a fost un feedback foarte bun, un trafic bun, orice vrei voi, tu. Pe voi oricum, voi sunteți aici și noi când am văzut pe listă că era Ucraina. Asta nici nu știi cum să o iei, că e de bine sau e de rău, știi? Mă, e de rău. E de rău, da, dar e de bine că nu întrerupeți cumva, adică eu văd... Da.
să fiți anual acolo. Ciudat, dar e un pic ciudat că pentru că nu reprezinți. Și oricum gândește că este foarte greu să faci față în exteriorul țării noastre prezentându-ți carta de vizită cu România. Oricât aș fi eu de patriotă, oricât aș lucra la PR-izarea imaginii noastre, e foarte, foarte greu. Nu avem piață, există o problemă generală în toată lumea asta care declanșează tot felul de opinii. Deci noi nu avem niciun atun în momentul de și față. Și plus că nici nu le-am ajutat un pic. Adică Ucraina are Mercedes-Benz Fashion Week. Am fost acum plecată la Tbilisi, la Fashion Week, Tbilisi Fashion Week, invitate de ei. Ei au două Fashion Week-uri. Au Tbilisi Fashion Week, făcut de, cu bani de la guvern, și au Mercedes-Benz Fashion Week. Toate subvenționate și Fashion Week-uri la care vin oameni din toată lumea. Adică erau oameni din Asia, erau oameni din America, erau oameni din Anglia, erau oameni din Italia. Erau oameni din toată lumea, sunt editori de la toate revistele din lumea asta. Și fotograf de peste tot. Adică de la Vogue, deci la GQ, la... Afară. Nu știu ce să mai zic. Da, se desfășoară fix un Fashion Week, Milan, Paris, New York, la fix un nivel, așa, la nivelul ăla. Fix la nivelul ăla. Noi, din păcate, în momentul de față, nu am reușit să fim o comunitate. Ne este foarte greu să fim o comunitate. Asta lipsește, suntem prea preocupați să ne luăm de capra vecinului și să comentăm în stânga și în dreapta, când ar trebui să ne unim și să lucrăm să ne creștem industria asta. Și poate să facem și noi ceva la nivelul ăsta. Și adică să ajute oamenii ăștia totuși cumva mai mult decât îi ajutăm. Pentru că în momentul de față, din păcate, nu sunt ajutați. Da. Iar designerii ăștia tineri nou nu-și permit să scoată o colecție. A trebuit guvernul cumva să se implice în chestia asta. Nu știu de apărat dacă guvernul, dar măcar niște firme mari, niște ONG-uri ca să se religice, pentru că degeaba ei fac o colecție foarte bună, dar au bani să facă încă două perechi de pantaloni și după aia gata. N-au putere de producție chiar dacă ar exista comenzi. Da. Ajungem din nou la investitori, că ai nevoie de un investitor să susțină o producție, nu? Un investitor poate să fie chiar un brand, până la urmă, corect, un brand mare, corect, care corect să te sponsorizeze pe o perioadă X. La noi nu există nimic de genul ăsta, pentru că noi nu suntem în stare să ne unim și să stabilim o direcție generală. Că noi avem goluri mici. E adevărat. De astea, vrem să ajungem acolo, vrem să lasă că îl păcălesc pe ăsta să nu știu ce, mă împrietenesc cu ăsta să fac nu știu ce, chestii mărunte. Da. Nimeni nu gândește un pic mai și sus. Pe prietenie, știi? Pe prietenie. Păi, pe prietenie putem să facem și lucruri frumoase. Faci până la un punct. Rău, faci până la un punct pe prietenie. Pe prietenie după faci pentru tine. Asta vă pentru că asta e problema. Tine, toată lumea vrea să pentru... facă pentru el. Da, da. Eu să fac, eu să voi, ajung. Voi unde vă vedeți? Peste un an? Peste 5 sau peste 10? Mie, Lorena, întrebările astea mă sperie și mă... Niciodată n-am știut. Da, trebuie să te gândești. Asta e ca în filmul ăla, știi? Cu ce faci peste 10? Haide, zic că sunt curioasă. Bă, habar n-am, nu știu. Adică poate o să avem un copil, nu știu. Habar n-am. Cum adică mă poate? Poate că... Unu! O să avem... Trei! Da. Nu știu, nu v-ați gândit. Băi, da, eu m-am gândit. O să avem fiecare câte un copil, maxim doi. Câți? Da, fabulos. În cinci. În cinci. Am crezut că la unu și nu știam cum îl facem. Nu așa facem copil, Doamne. Nu așa repede, mă, în cinci. Deci în cinci dar avem niște fabuloși mici. Dar dorim un copil clar și un avem... Un copil să-l împărțim. Băi, da, să nu mai vorbi peste mine. Se pare fain. Ziceți, mă. Da, asta cu copilul clar, asta vorbim de viață personală. Sic de profesional. Da, lucrăm la o treabă destul de mare, așa zic eu. Avem în plan să ne dezvoltăm și o parte de producție. Nu, știi că ne plac small steps și vrem să cred lucrăm că foarte sigur și o să avem ceva. Da, în idee au contat foarte mult și activitatea noastră în exteriorul țării și vrem să profităm un pic de treaba asta și Corect. Doată ce o să ne apucăm de o producție să funcționeze worldwide. Da. Și cam asta este goal-ul nostru pentru următorii 5 ani. Asta era și următoarea întrebare. Voi la video când treceți? O, Doamne, întreabă pe tanasă că ea e anti-video, nu știu ce să zic. De ce? Hai, mă, că pe Snapchat faci acolo. Nici nu mai folosesc Snapchat. E so paste. Da, gata, a trecut? Băi, apropo de, uite, apropo de trenduri și de ce se întâmplă. În state, știi că Snapchat-ul e mort la noi. Da, e mortul aici. Da. În schimb, în state e foarte sus. Da. Facebook-ul în state este mort și este so paste și Twitter-ul este foarte sus. Este cel mai cel. Trendurile sunt foarte diferite, dar nu poți să zici, gata, mă bag pe Twitter că... Pentru că nu faci nimic cu el. D'accord. Pentru că totuși ești legat, pentru că ei te vor distribui mult mai mult în zona asta de unde ești tu și de asta trebuie să te muți cumva în altă zonă ca să poți să faci niște lucruri. Că degeaba mă mut eu în state și încep cu Facebook, că nu va funcționa. Dacă mă mut în state, trebuie să mă mut pe ce e important pentru state. Mută-te pe video. Băi, o să facem și video, pregătim niște chestii pe video. Să fie înregistrat. Da, rămâne înregistrat și poate fi folosit. Dar de ce nu-ți place? Care idee? Știi cum e cu video? Eu un target tânăr pe video, într-adevăr.
Păi și e un target tânăr. Ce prinde pe video? Sunt și foarte multe măscăreli și chestii care prind la tineri, în care noi nu ne regăsim. Da, mă, dar, deci trebuie să găsim cumva ceva în care noi să ne regăsim. Păi până îți alegi. Îți alegi. Și cum simțul penibil este extraordinar până de... Până acum n-a reușit. Adică, eu oricum nu-mi place să mă uit la mine, nu-mi place să mă aud vorbind pe cameră, pe chestii, nu-mi place. Nu? E un exercițiu pe care... Dă-te, dacă nu-ți place pe cameră. Băi, treaba asta cu video mi se pare într-adevăr foarte... Crezi că o să mă uit la asta când o să-l publici? Nu cred că o să mă uit. Băi, eu am ajuns stadiu în care reușesc să mă uit și mi se pare... Mă mai uit fără zgomot, mai dau un pic. Deci nu mă plac. În idee avem un plan, un aveți proiect un plan. Să încercăm măricel pe video. Cu video, că vrea, că nu vrea, trebuie să-l facem. Așa. E cu obligație, știi cum e, ce e scris negru pe alb. Care la prima întrebare, acolo la început. Deci cu care e o decizie, care deci e musai, da? Vezi? Dar ce talente mai aveți ascunse? Băi, Diana are foarte prăjituriți, multe talente. Ce talente, cântați. Mamă, e bună make-up, super. De azi că dacă cumva se întâmplă ceva, ne deschidem un salon de ăsta. Unde e bună eu pe păr. Fac make-up, fac păr. Și eu am zis că dau și eu cu mătura, fac curat, strâng, primesc ăștia invitații la curvic. Fac din astea mai... Păi Diana e pe make-up și tu? Da, eu mai vorbesc, mai din lumea, le mai fac un ceai. Tu-i gândi. E de echipă, nu poate să taie toată lumea păr. Băi, să facă bucle. Ce talent ai? Hai că-s curioasă. Ce talente mai ai? Vreau să-mi spună că e pe genul. Hai mă, ce faci? Când? Prăjiturește acum mai nou? Mamă, deci prăjiturește? Serios? Nu. Ce mișto de mine, nu am nici măcar cuptor ce-ți prăjiturește. Băi, eu pictez. Așa, de mică. Pictează pe unghi, pictează pe față. Hai mă, numai ea e creativă așa? La tine ce e? Organizarea sau ce? Nu, că și eu sunt creativă, da. Tot aici. Tot acolo? Mai mă, tu cu ce ești? Ce urât îmi zici, adică ca și cum eu sunt degeaba. Și eu sunt creativă, dar nu la chestii de astea, gen, eu le am în cap. Da, e pe idei, deci femeia pe idei, am spus, ar trebui să facem un site pe care să vindem idei. La deci două sunt creativă, dar nu creativă la nivel să și... Practic. Practic. La două noaptea primești un mesaj. Băi, fetiță, m-am gândit, hai să facem nu știu ce, nu știu cum. Fetiță, e două noaptea. E creativă femeia. E, e. Bine, normal, n-am zis că nu e, dar diferent, adică fata pictează, da, da, make-up. Știu, la mine e aplicat, stomatolog și talentul e aplicat, mă. Adică... La mine e talent aplicat, la este un mai talent că s-a face, teoretic, este. La teoria, nivel da. De gândire, da. De, exact, exact. Da, implementare. Sunt foarte interesant. De implementare, da. Mă. Care este primul site pe care intrați dimineața? Site? Fabulous Minute! Sunt narcisistă obosită! Instagram. Instagram? Da, pentru că mă trezesc târziu și trebuie să postez ceva și sunt pe genul ăsta. Ah, ok. Ce vă face să dați unfollow? Da, pozele urâte. Hatereala. Haide mă, nu fi așa. Nu toată lumea știe să facă poze. Păi da, că nu-mi place, de ce să mai urmăresc? Da, ai și tu dreptate. Vezi, eu sunt mai profundă, hatereala. Unde ați interzice telefoanele? În... Era pat. În dormitor. Asta, în pat. Da. Băi, ar fi bine să fie interzisele, că ar fi fain. Uite, de exemplu, la mine, la nuntă, nu era semnal la locație. Și a fost foarte fain că a fost o nuntă fix cum am visat, adică lumea chiar a socializat, a povestit, deci da, la nunță aș interzice. Da, super. Aveți tic verbal? Cred că da, dar nu-mi dau seama. Da, sigur. Păi una la altă, tu la Diana, ce tic verbal are? A, eu am mai multe, cred. Nu știu. Ce tic nu știu. Și Alina, ce tic verbal? Nu știu, fetiță. Hai mă, păi după atâta timp nu vă... Păi nu ne mai dai seama că mi se pare o normală, adică sunt obișnuită. Dar nu mai sesizez. Nu vă mai dai seama? Are un tic de a repeta aceleași povești over and over again în rest. Da. Ce țăcăneală aveți? Băi, am fix ăsta, nu suport să muți lucrurile din casă. Trebuie să fie toate la locul lor, să fie perfect, ordine. Da, fecioară, nu. Și tu? Ce fix am tot, știi mai bine. Păi ce mă rog că scune în casă? Nu așa cu e toată lumea. Nu? Nu? Ce fix, hai mă, o țăcăneală. A, răspund eu. Orice îi spune, îți spune nu! Eu știu mai bine și spune apărerea ei. La orice chestie zic nu, la modul că vreau încep să... Încep cu nu, că vreau să improv. Nu neapărat că vrea să te moare. Contrazică, dar spune, dar nu doar mie, în general oameni, nu! Nu zic așa cum zice, ea zic nu, ceva de genul Nu, nu zic nu, dar ea care de ce, nu! Aia asta, uneori așa accentuat de, okay. Oh, Hitler! Ce nu ați mâncat niciodată? Carne. Am mâncat câteodată. Dar nu ar mânca niciodată. Nu ar mânca niciodată, dar mai... Așa. Mamă, ce n-aș mânca niciodată? Aș mânca de toate. Și totuși. Chestii. Ce n-aș mânca niciodată? Ce nu-mi place? Băi, never say never. Nu știu că mă... Băi... Nu știu ce să zic. Ce să zic? Da. Nu mânca căcat niciodată. Și la propriu și la figurat, adică... Da, bun, din păcate mai mănânc.
Asta e cel mai bun răspuns până acum la întrebarea asta, jur. Da. E mai greu. Ce nu ați face niciodată? Sex în grup. Nu mai pot că soțul meu este împotrivă. Păi și de săptămâna trecută ce ai făcut? Ce de bine de așa fost, frate. Mai întâlnim toți patru. Păi te-a luat camera. Deci, minte. Ce n-ai face? N-aș minți cu mine. N-ai face sex în grup cu ei. Da, cu ea clar. Cu mine nu, cu alții doar. Cu alții, da. Deci, doar asta? Păi ești om serios sau asta? Băi, nu știu, nu aș putea să fac mizerii. Dar mizerii de-astea urâte, la modul să denigrez pe alții, să... Da, nici eu n-aș face și nici n-am făcut voit, gândit rău cuiva. Adică sunt persoane care nu-mi plac, dar prefer să nu vorbesc despre ele și să mă țin departe. Nu-mi place, adică vreau să dorm liniștită. Păi, și noi să suntem niște pacifiste, așa, în general, dacă ai văzut, preferăm să fim, să ignorăm pace o problemă pe sau să nu răspundem, sau preferăm când sunt, pace. Mamă. Dar sunt eu și o liniștesc, e ok. Mamă, deci nu mi-a terminat ideea, dar pot să mă întrerup, e regulă, adică e absolut normal. Am momente când sunt super hidreviste, așa, la vorba de discuții. Și pe ce am dat seama că n-aș fi în stare să fac nimic, adică, da. Ce ați vrea să vă amintiți pentru totdeauna? Tot, să nu uit nimic. Adică ar fi drăguț să nu uit lucrurile drăguțe, să nu le uit niciodată, dar... Băi, că există... Pace pe pământ. Păi nu mai râdem, mă, că ceva frumos. Stai, mă, lasă-mă să zic că nu. Despre mine vreau să zic. Da. Uitați ideea asta. Pace. Nu, voiam să spun că n-aș vrea să uit niciodată, că noi două suntem oameni, cu adevărat oameni, și că știm să valorificăm prietenia care există între noi. Stop, și n-aș vrea alte impedimente sau factori externi vreodată să afecteze lucrul ăsta frumos care e între noi. Ce vreți să vă faceți când veți fi mari? Bunică. Bunică. Oh, mișto. Ce drăguț. Și tu? Ce v-ați perfecția de zi? Eu tinerică. Tinerică frumoasă. Tinerică, nu? Da, da. Foarte tinerică. De la, foarte tinerică. Nu? Cu botox, cu cum e, care sunt chestiile la modă, nu? Ce ați face zilnic, dacă ați putea? Wow. Sport. Dar nu pot asta. Nu pot. Shooting-ul. Aș face sex, dar nu... Da, nici și eu aș face, băi, nu. Și ăla e un sport. Meu. Și ăla e un sport. Da, dar bărbații din ziua de azi sunt mai obosiți, mai... Migrena asta. Da, și probleme, viață grea. Să ducă bani în casă, știi cum e. Da, ce aș face? Aș mânca ciocolată, de aș rupe norma, frate, asta aș face. Da? Aș mânca ciocolată și prăjiturile alea comuniste, amandine. Mamă, deci aș mânca... Prea dulci, mă. Vai, Doamne, ce dorme de amandine, nu mai pot. Da. Ce n-a trebuit să spună o femeie despre ea niciodată? Că e urâtă. Că e proastă. Că nu poate. Da, mă, a zis bine. Nu? Da. Tu ce zici? Nu știu, mă gândeam așa ce ai zis și analizam situația. Ce n-ar trebui să zică? Bărbații sunt mai buni decât noi. Da. Da. Nu știu, cred că n-ar trebui să-și dea foarte mare importanță, așa, să-și exagereze funcția în acest spațiu. N-ar trebui să zică, vreau mai mult cosmic. Botox, că n-am buzele destul. Da. Ruj sau gloss? Bă, eu de obicei ruj, dar uite că asta ruj. Da, slană cu ceapă sau rovegan? Rovegan. Toată că știi slana cu ceapă, dar ceapă cu pâine. Nu, ce are slana cu ceapă? Băi, nu-mi place slana. Șorici. Dacă îmi dai salam de Sibiu, poate o mai comis. Salam de Sibiu? S-ar putea cât de tare e asta? Da, șorici. Doamne, cum e cu șoricul. Doamne, de capul. Da? Ce înseamnă succes? Împlinire. Corect. Ce zis ea? Și voi aveți succes? Băi, da. Și zbuciu. Deci... Și zbuciu? Da, asta la împlinire, zbuciu mai bine. Da, dar știi că succesul fără un pic de zbuciu da, e succes. Da, nu ai cum să fii tot timpul. Păi viața fără un pic de zbuciu nu are niciun sens, păi nu? Păi da, ca să fie împlinirea și mai mare după aia, știi cum e după zbuciu. Da. Bine, zi, nu. Mulțumesc că ați venit. Am atât? Și noi. Asta a fost a început să-mi placă, adică ce eram deja animată. Da, văd că de-abia acum ai început da, să... Da, așa îmi dau eu drumul mai greu. Da. De la orgia de la trecută. Dacă aveți ceva de adăugat, acolo este camera. Mulțumim și noi că ne-a invitat, ne-a plăcut. Good luck! Mulțumim!